Circulația rutieră a fost afectată în urma precipitațiilor abundente și a reactivării unor alunecări de teren astfel. Pe drumul județean 703F de Leșoiu-Runcu-Cepari, la kilometrul 7+350 metri, se observă o alunecare de teren care a afectat platforma drumului pe o lungime de aproximativ 17 metri și aproximativ 1 metru sub platformă. Traficul rutier se desfășoară cu restricții de viteză pe ambele sensuri de circulație. Gardul adiacent drumului mai sus menționat a fost afectat pe o lungime de aproximativ 20 de metri, iar terenul aflat în aval de drum pe o suprafață de circa 0,1 hectare. Tot pe drumul județean 703F de Leșoi-Runcu-Cepari, la kilometrul 7+450, se observă o alunecare de teren care a afectat platforma drumului pe o lungime de aproximativ 30 de metri, fisuri în asfalt, precum și la rigola adiacentă acesteia. Pe linia alimentării cu energie electrică a fost afectată o linie de 20 de kW Horezu-Pietreni cu 7 puncte avariate. Astfel, în orașul Horezu au rămas fără energie electrică 252 de consumatori. De asemenea, pe căile rutiere naționale și județene se acționează cu utilaje de dezăpezire și împrăștiere de material antiderapant pentru menținerea căilor rutiere în stare de practicabilitate. Autoritățile fac apel la participanții la trafic să nu plece la drum dacă nu este neapărat necesar și dacă nu au autovehiculele echipate corespunzător. Ați amintit dumneavoastră despre linia aceea de la Horezu, da, unde au fost probleme în cursul dimineții, însă intervenția echipelor de la distribuție Oltenia s-a rezolvat problema respectivă. Au rămas doar acele alunecări de teren reactivate, dar acestea presupune totuși activități de durată și, mă rog, nu pot să fie analizate chiar acum în contextul codului acesta. Am înțeles. Deci, pe ansamblu, nu sunt probleme la nivelul județului nostru, cum am văzut în alte localități. Nu. Au fost probleme. Ca să repunem adevărul în drepturile firești, au fost de dimineață probleme, au fost și în cursul nopții, au fost și blocaje pe anumite segmente de timp, dar ele au fost rezolvate atât de către lucrătorii de la secția de drumuri naționale, cât și de către lucrătorii de la poliția rutieră. În așa fel încât situația la acel moment se prezintă așa cum v-am spus eu, nu mai sunt probleme.